Salutare și bun venit la un nou review. Astăzi vă prezint cubul Shengshu Feng Yuan. Toți sunt cu nume de Yuan. Bun, este un cub, de data asta nu mai este stickerless. Va fi cu un cub negru. Cutia este destul de interesantă, cu albastru ăsta. Interesantă, dar nu neapărat foarte frumoasă, să zic așa. Ci că are cubul 57 de mm, dar nu știu, mie mi se pare mai micuț. Voi desface cubul și ne vom uita la el. Înăuntru ne așteaptă, bineînțeles, niște instrucțiuni. Mai departe cubul vine învelit în această folie foarte scumpă din titanium. Da, acum la prima impresie pot să zic că are 57 de mm. Îmi plac foarte mult cum sunt sticker-le. Văd că foarte mulți au început să adopte stilul ăsta cu centrul așa. Sticker-le sunt un pic mai închise aici la verde. Roșu este identic. Albastru este un pic mai deschis la cubul acesta. Un pic mai închis la portocaliu. Un pic mai închis galbenul și albul este identic. Nu-mi place ca idee că nu are aici un simbol ceva. Cum are Valk 3-ul sau cum are, nu știu, Moyu Yulong. Vezi, tot au cu un simbol acolo. Sau ăsta. Bine, sticlele astea de la CubeSmith. Ăsta este un Yulong V2. Cu ăsta m-am antrenat cel mai mult. Bun, nu contează, ăsta este cubul pe care vreau să-l prezint. În cazul în care nu știți, am să prezint foarte rapid cubul, am să fac 3 rezolvări cu el. Și din alea 3 rezolvări sper să-mi fac o mică impresie despre acest cub pe care o voi împărtăși cu voi. Haideți să vedem, vreau să văd întâi cum se mișcă. Mai dau o dată. Bun, se mișcă foarte, foarte bine. Vreau să văd și cum taie colțurile. Foarte bun a tăiat colțuri. Cred că trebuie un pic uns el ca idee. Este relativ perfect strâns pentru mine. Haideți să trecem și la rezolvări. Înainte să încep să fac rezolvările, vă reamintesc. Eu am media la cubul 3x3 de 16 secunde. S-ar putea să scot mai bine de 16 secunde, s-ar putea să scot mai prost de 16 secunde. Nu vă lăsați influențați de timpii pe care îi scot, pentru că n-am neapărat o zi bună de cubing în fiecare zi. Ideea e că pentru mine contează cum simt cubul atunci când rezolv, nu neapărat ce timp scot cu el. Și asta o să împărtășesc cu voi după ce voi termina cele 3 rezolvări. Acesta este scramble-ul, dacă vreți să-l facem împreună. Am să-l pun aici. Deci dacă vreți să-l vedeți, dați pauză la video. Este o cruce foarte ușoară. Secunde și 64 de sutimi, un timp foarte bun pentru mine. Voi începe cea de-a doua rezolvare. Iar avem o cruce relativ ușoară. Am avut început de prost, sper să recuperez. Secunde și 18 sutimi. M-am încurcat un pic, dar asta, v-am zis, nu vă lăsați influențați de timpul ăsta. Scramble pentru doritori. Hai să începem. Bun, stăm, mă gândesc. Da, cred că e bine. Nu știu ce să zic. E bine. Am apucat prost cubul la PLL. Am scos 15 secunde și 16 sutimi. Pentru mine cubul ăsta merge exact cum vreau să meargă. Deci este un cub foarte, foarte bun. Nu știu, nu sunt neapărat foarte, foarte impresionat de cum merge, de cum arată. Pentru mine arată exact ca un cub normal, dar se mișcă exact cum trebuie să se miște pentru mine. Aș recomanda cubul acesta pentru speed cubing. Este foarte, foarte bun. I-aș da nota 9 generală. Atât pentru zgomot,
Bine, pentru zgomot merită un 8. 50, pentru cum arată i-aș da nota 9, iar pentru cum se mișcă un 9 spre 9, 20, pentru că se mișcă foarte normal pentru mine. Acesta a fost scurtul și frumosul review, zic eu. Dacă v-a plăcut, dați un big like la acest video, pentru că voi continua să fac review-uri în continuare, în fiecare săptămână câte unul. Și până data viitoare vă urez noapte bună!